Fete de trei cani, frate dragă, parcă ieri pășeam vioi prin iarbă. Pâine cu mere mâncam, până-n seară alergam, frățiorul meu cel drag, of, of. Nici o grijă n-am avut, părinții ne-au ocrutit și de rele ne-au ferit-o. Mă gândesc și îmi-aduc aminte, viața noastră, frate, dinainte. Bune răle de-am făcut, părinții mult ne-au iubit, de bine ne-au sfătuit, of, of. Și dacă ne dojeneau, ei în suflet ne iertau și de noi mândri erau. Bună ziua, domnul Valentin! Ne pare foarte bine că v-am găsit într-așa o zi de specială. Ce zi este astăzi și ce sărbătoriți? Că văd că aveți foarte mulți oaspeți. Ziua mea de naștere. Exact. Și câți ani frumoși împliniți astăzi? 37. Cu această ocazie specială, am venit și noi la dumneavoastră cu un cadou. De fapt, cu mai multe. Avem două aici, cel mai important e acolo. Cum credeți? De la cine vine această surpriză? Ideea, da. Haideți, că aveți câteva variante, eu sunt sigură. De la soră. Soră, eu pot. Sora la tale. Așa. Sora, soră. Vă ajută, iată aici, cei dragi. Mai aveți cineva ceva idei? Nu. Colegi de lucru? Nu, colegi de lucru. Băi, băiețel la prima femeie, băi. Aaa, nu! Nu, nici el. Așa, haideți, ultima variantă. Cine ghicește, mănâncă cea mai mare bucată din tortă? Soară, băi, de la Italia. Nu! La cine ai lucrat? De la Anatol Gheorghe. Aici, italian, care ai lucrat. Anatol Gheorghe, nu? Da? Nu? Primarul satului. Nici nu e primarul satului. Așa. Ne ajutați? Da, vă ajutăm, vă zicem. E de la o persoană foarte specială. E de la fratele dumneavoastră. Wow! Așa. Deci vine, așa, deci vine așa o surpriză frumoasă de la o persoană atât de dragă, de la fratele dumneavoastră, de la Nicolae. Așa, și deci el vă dorește astăzi așa o tortă ca să vă îndulciți cu toată familia, cu toate rudele, cu toți prietenii. Așa, poftim torta. Cred că are ea un simbol, da. Așa, și acest buchet, să zicem așa, această cutie bărbătească, care sper că tot o să serviți toți la masa de sărbătoare, așa, și dacă poate cineva să mă ajute aici, cineva? Eu? Da, eu, mama, este, mama. Așa, să o țineți, cum mai am ceva. Așa. Poftim. Și, cum am mai spus, cel mai important totuși cadou se află aici. Aceasta este o scrisoare care a fost destinată dumneavoastră din partea fratelui. Din partea fratelui. Așa. Și dau citire acum. Scumpul meu frate, te felicit cu ziua ta de naștere. Îți mulțumesc din suflet pentru toate îndrumările pe care mi le-ai oferit de-a lungul anilor. Sunt ceea ce sunt numai datorită ție. Tu mi-ai fost și îmi vei fi mereu alături. Și la bine și la rău. Ești sprijinul meu de încredere și cel mai bun tovarăș. Fie ca dorințele tale să fie întotdeauna însoțite de oportunități. Să ai suficientă energie, timp și bani pentru orice idee. Îți doresc mereu să fii în formă, să nu pierzi controlul de sine și simțul umorului. Vreau să zâmbești uitându-te în viitor.
astfel ca drumul să-ți fie bine iluminat. Multă sănătate, curaj și perseverență. La mulți ani, cu drag, fratele Nicolae! Așa. Vă mulțumim și uitați-vă că avem aici camera, poate îi adresați și dumneavoastră un mesaj. Mulțumim, frate drag, să-ți apere Domnul unii ești acum, sănătate și putere. Așa, vă mulțumim mult. Și din partea noastră, din partea companiei, din partea companiei noastre, vă felicităm și noi astăzi. Vă dorim multă sănătate, ne alăturăm la toate aceste cuvinte și urări de bine. Să aveți parte numai de cele mai frumoase, cele mai bune momente în viață. Și încă o dată, mult noroc și sănătate. Iar această sticlă de vin, fie că o destupați acum, la masă de sărbătoare, sau vă așteptați fratele să vină de peste hotare și să o savurați împreună. Deci această sticlă vă aparține. Așa. Și încă o dată vă mulțumim și felicitări. Mulțumim. Cu mare drag.